Dacă te-ai născut pe 12 martie, ești o individualistă ce trece prin viață cu un farmec radiant. Energia și entuziasmul tineresc care te umple nu este legată de epoca fizică, ci de curajul și hotărârea de a depăși obstacolele și de a face față frustrării. Deși soarta nu te scutește mereu, ascunzi cu atenție cicatricile făcute de ceilalți. Dotată cu un fel de veselie și un simț neobișnuit de umor, ești un oaspete binevenit în orice companie. Flexibilă, artistică, cu bune abilități oratorii, ești perfect capabilă să transmiți gândurile celor din jurul tău, atât în imagini, cât și în cuvinte. Ai o personalitate îndrăzneață, determinată, ești destul de îndemânatică, stai ferm pe picioare împotriva eșecurilor și dezamăgirilor în viață, îți folosești cu pricepere experiența acumulată. Lupta nu este străină de tine, tu pari să înflorești depășind de tot felul de obstacole. Într-un mod complet incomprehensibil, poți face totul în limitele abilităților tale naturale. Tu poți să-ți imaginezi cu claritate cine ai vrea exact să devii. Cu toate acestea, este extrem de important ca tu să-ți direcționezi în mod constant activitățile într-o anumită direcție, deoarece dorința de a obține o dezvoltare diversă te poate duce deseori departe de drumul principal. Satisfacerea intereselor tale ar trebui cel puțin să se limiteze. În caz contrar, poți fi condamnată pentru superficialitate, poți fi comparată cu o libelulă fără griji care zboară de la o floare la alta. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: milă, talent, diligență, sacrificiu, sensibilitate, muzicalitate, credință. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Ai o natură foarte carismatică și puternică. Tu nu te temi de dificultăți, le depășești cu plăcere, poți obține plăcere din luptă, ești mereu tânără în suflet, activă și neliniștită. Ești strălucitoare și spre deosebire de alte personalități care par a fi optimiste de la naștere, nu pierzi niciodată inima. În realitate, tu încerci să nu-ți afișezi emoțiile negative celor din jurul tău. Poți fi un adevărat artist, vorbitor bun care știe să cucerească mulțimea cu ajutorul cuvântului. Transfer emoțiile prin cuvinte și cu ajutorul imaginii de sine, al limbajului corpului, mimică, gestică.
Tu nu te temi de întreprinderi riscante și chiar de situații care provoacă o dorință complet înțeleaptă de a le evita cu orice preț. Poate că tu crezi că cele mai mari recompense se îndreaptă către cei care tot timpul merg pe muchea cuțitului. Cu toate acestea, este greu să nu recunoști faptul că pericolul ascuns te atrage, îți stimulează gândirea. Tu te bucuri în secret de a fi vorbită, deși poți nega acest lucru. Adesea, poți lăsa impresia că nu vrei decât să rămâi singură cu tine însăți, cu lumea ta interioară profund secretă. Așa se întâmplă, dar apoi descoperi brusc că vrei să arunci impresiile acumulate și apoi, în căutarea unui public capabil să asculte cu grijă revărsările tale, aproape cât faci publicitate. Tu poți crede cu sinceritate în ceva care depășește realitatea pământească. Cu toate acestea, ideea pe care o imaginezi este destul de simplă și chiar jos pe pământ. Poți combina fizicul și metafizicul. Ești suficient de inteligentă pentru a înțelege cauzele și efectele lucrurilor și evenimentelor. Undeva în adâncul tău, tu știi că totul vine într-un fel predeterminat, religioasă sau nu. Indiferent dacă ai vreun fel de inclinații spirituale sau nu, îți dai seama totuși că în natură există niște principii și forme permanente și neîntrerupte, care se află în spatele tuturor evenimentelor de pe pământ. În consecință, poți demonstra o abilitate remarcabilă de a gândi abstract. Trebuie să fii atent astfel încât credința să nu te ducă într-un vârf de evenimente teribile. Până când nu ai dezvoltat o înțelegere profundă a tuturor lucrurilor, vei submina stabilitatea ta emoțională, dacă nu te vei opri din gânduri prafilozofice. Formarea simultană a obiectivelor spirituale și lumești se potrivește mai mult decât căutării persistente într-o singură direcție, iar îmbunătățirea vieții cotidiene și a poziției sociale este necesară pentru reflecția metafizică. Realizarea unui echilibru durabil este cheia reducerii pericolelor de a sări de la gând de la acțiune. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități, ești romantică, fermecătoare, artistică, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 12 martie soarta ta? Ai un sentiment natural de exprimare artistică a multor lucruri, datorită cărora nubilezi suficient în realitate prozaică. Pentru tine, dorința inerentă de a aduce în viața de zi cu zi cât mai multă frumusețe posibilă, uneori o face în detrimentul unor activități mai importante. Cu toate acestea, cei care te consideră ca fiind prea frivolă sau că te hrănești constant cu nori, sunt adesea surprinși de caracterul tău practic. În ciuda faptului că folosești adesea logica la locul de muncă, nu-i permiți să te guverneze în chestiuni legate de viața ta personală. Dacă dorești, poți să te relaxezi complet și să întârzi la o întâlnire importantă sau să nu vii deloc, ignorând acordul la care s-a ajuns în prealabil. În același timp, tu poți fi numită incredibil de punctuală în chestiunile legate de organizarea propriei tale activități. Uneori ziua este calculată aproape în fiecare minut și îți îndeplinești cu atenție sarcinile. De regulă, îți păstrezi starea de spirit și nu-i permiți să se reflecteze asupra evenimentelor din viața ta. Ar trebui să cultivi disciplina, însă absența ei nu este fatală pentru tine. Tu monitorizezi aspectul tău, îi acorzi o atenție deosebită. Nu ai nicio îndoială că estetica afectează în principal succesul. Poți obține succes în zona în care se manifestă farmecul tău, aptitudinile diplomatice considerabile, abilitatea de a exercita presiune și de a continua. Sentimentele tale estetice se reflectă semnificativ în eleganță, datorită căreia faci diverse trucuri în cariera ta complicată. Ai capacitatea de a pune aparența deasupra conținutului,
dar astfel încât conținutul să nu piardă niciodată. Poți afișa rigiditate în raport cu acei indivizi care au o educație proastă, maniere teribile, precum și față de oamenii răi și nepoliticoși. Îți place să-ți petreci timpul în compania caldă a oamenilor binecunoscuți. Urăști problemele, în special cele personale. Tu depășești cu ușurință dificultățile care apar în mod constant în calea ta. Nu toată lumea se poate înțelege cu tine, deoarece ai cerințe prea mari asupra altora. Dacă vrei să găsești fericirea, atunci ar trebui să înveți să fii tolerantă față de ceilalți. Ești extrem de organizată, dar trebuie să înțelegi că, în situații dificile, este necesar să-ți restrângi sentimentele și emoțiile și să nu cazi pradă acestora. Dragoste și compatibilitate. Ești foarte sociabilă, prietenoasă, iar atracția ta pentru flirt contribuie la obținerea reputației unei persoane mai degrabă impermanente. Fără înclinația de a oferi promisiuni romantice, ești loială prietenilor și familiei și poți trăi cu bucurie întreaga viață cu cel iubit. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai cu Rac, Scorpion și Taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum Berbecul, Gemenii și Leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Tu înveți și folosești repede experiența ta cu înțelepciune, nu renunți la adversitate, îți folosești la maxim toate talentele și capacitățile. Îți stabilești scopuri clare pentru tine însăți, dar nu știi cum să le atingi, pentru că tu îți schimbi în mod constant dorințele și obiectivele. Tu încerci să înveți totul despre toate lucrurile, să utilizezi toate oportunitățile, ca urmare, ești pulverizată și nu poți face ceea ce tu definești ca fiind important. În tinerețe, ar trebui să stabilești o gamă de interese profesionale și să te ocupi de ele și poate, de zone adiacente, dar să nu încerci să studiezi toate științele deodată, altfel nu vei deveni un profesionist. Va trebui să te mulțumești de cunoașterea vârfurilor. Tu crezi că succesul este demn de cel care știe să riște și cel care a suferit. Prin urmare, nu te temi deloc de situații dificile, le unești ca și când s-ar afla într-un joc și prin toate mijloacele, te străduiești să prevalezi asupra circumstanțelor nefaste. Astfel, tu încerci să câștigi norocul, iubești riscul și chiar pericolul. Nu te temi de calomnie, de a obține o anumită plăcere secretă masochistică și, de asemenea, din multe lucruri pe care oamenii încearcă să le evite. Te poți confrunta cu perioade de singurătate pentru a te scufunda în lumea ta interioară fără a te amesteca și a te bucura de lumea exterioară. După o perioadă de singurătate, ai întotdeauna o perioadă hiperactivă de contact sporit atunci când cauți cât mai multă popularitate și comunicare posibile. Acest lucru se datorează faptului că dorești să arunci emoțiile și impresiile găsite în tine însăți. Sănătate și boli. Poți fi inconștientă, îți poți provoca disconfort intern irațional. În tinerețe, trebuie să te analizezi pe tine însăți și starea ta de sănătate, să înțelegi ce te oprește, ce să vindeci sau să schimbi, asupra ce trebuie să lucrezi. Chiar înainte de vârsta de 20 de ani, ar trebui să-ți verifici starea internă, să faci față problemelor tale și să încerci să le corectezi. Dacă nu recurgi la introspecție, multe probleme vor rămâne într-o stare neglijată și mai devreme sau mai târziu vor intra într-o etapă de boli cronice. Pentru a atinge idealul unei sănătăți mentale solide și a unui sistem nervos stabil, ar trebui să lucrezi la această problemă în fiecare zi.
În menținerea stabilității nervoase, viața intimă constantă cu un partener vor juca un rol important. Ești încurajată să efectuezi exerciții zilnice energice. În plus, un efect pozitiv asupra sistemului tău nervos va avea o relaxare sexuală regulată. În ceea ce privește dieta, ai tendința să mănânci exact ce dorești și când dorești. În esență, nu îți dăunează, dar de îndată ce vine vorba de kilograme în plus, va fi greu să respecti o dietă strictă. Soarta și norocul. Ursitoarele te-au înzestrat generos cu talente, artă, capabilitatea să influențezi oameni, să-i conduci. Ai un spirit natural de conducător. Ești dotată cu energie vitală. Poți avea relații de familie armonioase. Poți trece cu ușurință prin viață. Ești peste tot însoțită de noroc și de succes. Prin dăruire și muncă grea, ești capabilă să obții o poziție înaltă și să creezi o bună avere. Ești legată de tradițiile familiale, de familie, de onoare. Sfaturi pentru tine. Demonstrează mai multă prudență și scepticism. Acesta nu este un apel pentru a nu crede în ceea ce cauzează interesul tău, este un apel să nu uiți viața reală pe pământ pentru hobby-ul tău extravagant. Cea mai bună opțiune pentru tine este studiul simultan al vieții de zi cu zi și al misterului vieții. În cele din urmă, este mai bine să reflectezi asupra confortului fizic și asupra lipsei de gânduri în legătura cu unde să obții urgent bani pentru nevoi imediate. Trebuie să echilibrezi gândirea și acțiunea. Stabilește un echilibru între latura ta fizică și cea metafizică. Învață să ai mai multă încredere. Lasă trecutul în urmă și ferește-te de senzațional. Învață să-ți exprimi partea cea mai bună din tine, dar nu-ți nega slăbiciunile. Nu te grăbi să cauți un prag de care să te împiedici sau o grindă de care să dai cu capul. Fă totul pentru a-ți liniști partea ta agresivă. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.